Bună ziua, buni! Eu sunt mai spic am un păsări de curte. În acest episod am să vă arăt toate păsările și animalele. După ceva timp, cred că am o săptămână de când n-am mai filmat, cred. Avem câțiva pui ieșiți pe afară, urmează să le dau drumul și celorlalți. Aș mai avea numai 5 pui, pentru că am aflat cine este vinovatul, cel care mi-a pui. Este o pisică de a unei vecine. Avem puișorul ăsta cu cloșca, băinușa pătărnicie iepurii, care mâine este zi de curățenie la iepuri și la păsări în general. Trebuie să le dau și de mâncare. Și asta e altă cu pui și acolo ceilalți. Și cred că n-ați observat până acum că nu mai este nimeni care să-mi sară la picioare, pentru că de obicei până acum sărea de mult. Pentru că i-am dat pe ambii. O bucurie mai mare în suflet ca asta nu am. Dau mai mult aici și o să mai aduc încă un cancioc măcar. Pentru că, cum am spus, voi da drumul la păsări și să aibă mâncare. Unul de grâu cu porumb și unul doar de porumb. Că sunt mult mai multe pe afară. Trebuie să dăm și la rațele cele mici și la gâște. Stați un pic că voi închide. Trebuie să aduc ceva să pun la poarta să stea deschisă. Deja găinile s-au băgat pe mâncat. Și nu că le țin flămânde, chiar le dau de 3 ori pe zi mâncare. Și pe lângă asta 3 ori pe zi boabe și ce le mai dau, primesc iarbă câte o jumătate de pepene. Numai și numai bunătăți. Ai și tu găină. Una din găinile de viandot, cealaltă este acolo. Îmi plac la maxim găinile astea, de la un timp. Astea două. Cel puțin asta e preferata mea, care pe nașul mult mai bine definit. Doar că numai îs micuți așa. Dar n-are nimic. Hai și tu cu ăsta mi se pare că e cel care a fost șchiop. Da. Și mai șchiopă-te un pic. La gâște nu voi da drumul, la rațe vă dau mâine dimineață. Probabil mâine de dimineață să filmez rutina. Posibil, nu zic ceva sigur. Avem două ouă. Nu se vede că este întuneric și am bateria descărcată. Oricum am mai luat azi vreo 3 și încă vreo 3 de rață. E bine pe ziua de azi. Nu prea se omoară ele cu mâncatul. Cred că ele au vrut mai mult să stea pe afară decât să mănânce. Astea bătrâne arată oribil, unele din ele. Adică mare parte ce să mai ai. În afară de golașa aia și să zicem cea de acolo. Bine, și asta. Dar în rest cam toate arată foarte, dar foarte urât. S-au băgat aici pe uruială. Nu le mai aduc, au. Pui, dacă au vrut să mănânce, au putut să mănânce până mai devreme, mă refer la cei de pitică. Dar mai avem de dat la rațe și la gâște. Asta au canciocul ăsta mare pentru păsări. Na, ele mănâncă mai mult. Am uitat să pun apă aici, dar în rest am pus pe peste tot.
ce dau la rață primată, un sfert de grâu, un sfert de porumb și restul uruială. Le mai dau încă. Aici mi-a dărâmat pui plasa cu tablele. Eu îi cream că nu mai e sârma. Dar nu se vedea de iarbă. Ziua de joi anunță cu ploi pe toată ziua și sperăm să dea ploi. Chiar dacă porumbul nu se va mai salva, să sigur. Anul trecut tot am avut porumb. Pentru că nu s-a uscat chiar din perioada asta, s-a uscat puțin mai târziu. Dar anul ăsta este uscat de sus până jos. Rar vedem pe câmp un porumb frumos. Și acela cred că este irigat. Dar în fine acum. Și așa vorbeam de porumb. Cel care este neirigat, este întors cu totul, este sucit, este uscat de sus până jos și nu se va mai salva, asta e clar. Grâul a fost frumușel, orzul la fel, n-am avut o așa pagube mari, zic în general. Pentru că am grâu cumpărat de anul ăsta și se vede clar, am la saci. Momentan nu m-am apucat de el pentru că mai am un butoi. Și nici nu o să mă apuc de el prea curând, că am destul. Am umplut astea de apă gâștelor mai devreme, dar văd că au avut treabă. Mâncați și voi, trebuie să aduc și rețelei să mănânce. Eu și de când mă țin să strâng iarba asta, dar totul e de ea. Pentru că găsesc mereu alte treburi și de ea uit, pentru că nu este o prioritate chiar așa mare. Aici avem, ar fi trebuit să fie 3 găini la desclăcit, dar este numai una. Celelalte sunt pe aici pe afară. Nu că n-ar sta toată ziua prin curte, dar în fine. Le-am smuls aripile, nu le-am tăiat. Le-am smuls ca să le crească repede la toamnă. Dă-te, puică! Așa că eu trebuie să stau ziua cu ochii pe cloșca aceea de are 5 pui. Ca pe ochii mei din cap. Să nu se ducă în spate sau să nu vină mâțele. Mâța asta am văzut-o, nu îmi fură niciodată pui, nu mi-a furat și nici nu cred că îmi va fura. Sper. Ea prinde numai vrăbii și am avut ocazia să văd odată când erau pui aproape de ea și vrabia mai încolo și nici nu s-a uitat la pui, s-a dus direct pe vrabia, a prins vrabia și mi-a dovedit de foarte multe ori că este o pisică bună și blândă de la o vreme, nu stă mereu, fuge, stă numai când are ea chef, foarte rar adică, dar contează că stă. L-a prins, l-a mângâiat, l-a mai știu eu ce. Nu voi face un clip foarte lung, pentru că nu prea am ce va arăta, sincer să fiu. Ah. S-a să mă duc să vă mai arăt rațele, cele mici, căpelei, nu prea vi le-am arătat episodul acesta. M-a întrebat cineva cum îi cheamă pe cei doi cățeluși, pe cel maro care nu știu pe unde a fugit acolo, îl cheamă Teddy. Și pe acesta am uitat, Mickey, cel alb.
pe Bela urmează să o dăm. Și urmează să aveți și niște noi achiziții. Am să vă spun numai de o parte din ele în episodul acesta. Posibil, zic acum pe clip, pentru că nu știu sigur, așa că nu vreau să... Așa. Este posibil să-mi iau o pereche de bibilici și să vă dau un indiciu. O pereche de niște găini de rasă, pitice, care am mai avut în trecut, dar mi spre altă culoare. Cei vechi vor ști, singura rasă de găini pitice care am avut-o, cei vechi, pardon, nu știu dacă am zis cei vechi din prima, dar în fine, mă încurc de la oboseală, că e muncă toată ziua. Și vă dați seama că obosesc și eu ca om. La rață mi-am făcut și maca, care o voi ține pentru la anul, rața asta albastră bătrână, asta de aici, preferata mea. Deci două odată. O să fie undeva la vreo două bătrâne și cinci tinere. Din cele tinere voi păstra una albă, ori asta, ori aia. Ar fi o dată 3. 4 cu cea de acolo pe sălbatic, cu gâtul galben, cu alb, pardon, 4, 5 cu asta, ori pe asta cu gâtul alb, ori pe aceea, deci ar fi o dată 3, 4, 5, 6, și a 7-a, stați un pic că m-am încurcat, deci 1, 2, 3, 4, 5, și cele două bătrâne. Dar cum am spus, o voi alege dintre asta și cealaltă, cea mai micuță care duce mai încolo. 7 rațe și 2 rățoi, ăsta albastru și cel moțat. Doar atât. Vreau să opresc. Nu vreau prea multe, pentru că nu prea am ce face cu așa de multe. Anul trecut am oprit atât de multe pentru că mi-a fost foarte drag de rațe, nu că nu mi-ar fi și anul ăsta, dar nu se merită așa multe, din moment ce le ținem doar pentru noi, pentru consumul propriu. În principal ouăle și frumusețea, că îmi plac foarte mult rațele. La cât de puțin am tăiat, nu pot spune că le țin pentru carne. Că am tăiat numai rățoi care nu i-am oprit, pentru că nu aveam ce face cu ei și a trebuit sacrificați. Dar din rațe n-am sacrificat deloc pe tot anul. Și... Dar na, urmează să mai sacrificăm și din rațele bătrâne. Nu pot opri... Atâtea. Ar fi 19 rațe. Și ar fi prea multe. Aici avem ardei. Am curățat toate roșiile. După cum se poate vedea, ardei încă nu, dar urmează. Și roșiile astea mari. Trebuie să fac furtunul iar astă seară. Este pământul foarte uscat, probabil aici așa mai închis la culoare, că tot am mai udat, dar pe aici pe unde n-a ajuns apa, dacă încerc să sap, iese praful pe sus, efectiv este nisip. Și aici tot am mai ajuns apa cum ar veni, dar dacă aș veni pe aici, eu am început să coacă prunele. Am stat prea târziu, o dau la... găini să mănânce ele. Dacă vin pe aici, pe unde nu am udat absolut deloc, se poate observa cum e pământul
și cum se lasă praful din el. Este un an foarte secetos. Nu avem ce face. Din păcate. Au început să înflorească pe undeva pe acolo și fasolea. Așteptăm o producție. Sperăm noi cât de cât ca lumea, la cât dăm. Și da. Acest clip a fost cu toate. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!